Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră Counter-Strike. Intrăm direct în match, în pâine, suntem la mix. Însă ultima oară când am jucat Counter-Strike este în ziua în care a apărut și ultimul episod din Counter-Strike. Pentru că în ultimul timp, cred că ați observat și voi că nu am pus videoclipuri la fel de des. Pentru că în ultimul timp merg la școală dimineața la 7, ajung la 3 acasă, mă schimb, plec la fotbal până la 7 seara. Pe urmă vin mort de somn și nu mai simt picioarele și mâinile, pentru că am alergat prea mult și că sunt prea obosit. Și de la 7 seara nu mai am chef să fac nimic aproape. Am încercat să filmez, însă nu mi-este mare lucru. Însă acum este weekend și am și eu mai mult timp liber. Așa că vom juca Counter. Să sperăm că voi juca bine, însă nu cred că voi juca chiar foarte bine. Însă să nu uităm că eu am și bulan zeilic, acel bulan special care îl obții atunci când ai un nivel de zeu foarte mare. Și eu am un nivel de zeu foarte mare. De curând am ajuns la nivelul 2008 de zeu pe scara zeilor, întemeiată de preotul din Urgeni. El este pe acea scara zeilor, preotul nostru este de nivel 9001. Însă eu sunt de nivel 2008 și dacă nu mă vor alege acei jucători, o să le violez familiile. Mă alege cineva și pe mine? Vă rog frumos, alegeți-mă și pe mine. Sunt din fericire sunt decât 10, deci trebuie neapărat să mă aleagă. Atât voiam. Filt sau cu siguranță voi fi ales ultimul. Am fost ales penultimul. Asta este o îmbunătățire. Și fiți intră tot la echipa noastră, foarte inteligent pentru o specie de oameni. El se mută tot la cât, dar aparent pentru că acest jucător fițe este foarte inteligent. A spus la The Game și mi-am amintit de chestia aia. Era acum vreo 3 ani acel joc pe care a jucat toată lumea. Jocul consta în faptul că de fiecare dată când auzeai de fiecare dată când îți aminteai de acest joc, să spui tuturor despre el și să spui cu voce tare I lost. Nu e mare lucru, dar eu respect jocul ăsta și la fel de mult respect Counter-ul și la fel de puțin nu-i respect pe ăștia, pentru că sunt prea zlatați. Ratați. Aolo! Se vede că trag slab din faptul că nu pot să dau tecalul ăla din prima. Însă, în fine, dacă ați observat sau dacă n-ați observat încă, vocea mea este puțin de gladiator strâns de testicule, pentru că încă sunt răgușit. Însă sunt răgușit, dar nu mai am nici voce, nu știu cum e asta. Adică vocea îmi este pe cale de dispariție și totuși am acel bas nebun în voce pentru că sunt răgușit. E foarte ciudată faza. Uneori stau singur într-un colț a camerei și vorbesc ca să-mi iau vocea, pentru că este chiar foarte de groază. În fine, meciul începe. Junior spune cap de plută, foarte inteligent. Se vede clar, profesor la Sorbona este de origine. Eu voi ține baza, țin ușa aia, ca să nu intre, dacă intre ceva pe ușa aia, mereu intre ceva pe ușa, țineți minte, să țineți ușa asta neapărat. Acum însă, serios vorbind, proștii mei nu țin X2-ul. Bravo băieți. Se vede clar că știți ce este foarte bine. Eu dacă intru acum în X2 este moarte sigură, se și blochează CS-ul. Încă un H, de fapt un flash. Foarte bun colegii noștri, au ținut acel X2 aproape perfect. Unde e ăla, mă? Am tras ca un prost, dar am făcut un frag. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Cum n-am murit ăla, mă? Nu pot să cred. Dacă încărcam și eu când trebuia să încarc, iată, Laur ține de USP. Bă, dar ce inteligenți colegi avem. Laur ține de USP. Ăla n-a intrat ca lumea în X2. Nu ține nimeni în X2. Foarte bună echipa. Pentru asta vă dau TK la toți. Ok, țin eu X2-ul, deși am făcut un eco, pentru că știu că cei de la Tero
își vor cumpăra 3-2-uri și le voi da cap pe nebune. Stăm puțin aici, nu îmi strica acoperirea mea de agent secret, prostule. Uite, mă pun și eu într-o zână frumoasă și vine prostul, vrea să-mi sugă penisul. Haide, stai pe cât îl lăsa sus. Hai mă, dacă voiai să faci asta. Jos, îngenuchează în fața mea. De frică a fugit. Și iarăși cei de la Teros sunt în X1. Bomba a fost pusă. Unul e sus. N-am volumul foarte tare. Aolo, în spate. Cel de sus s-a întors în spate. Volum 0.2. Poate aud și eu mai multe chestii în afară de fârfâitul microfonului meu. Snake bagă și tu interp. Taș de cu ASD. Ești, are 0.2 și lag 102 și el spune că n-au celălalt interpul. Of, doamne, a fost dor de inteligența clasică de pe Counter-Strike. Și numele precum Fițe și Tupeu, care sunt nume foarte inteligente de profesori. Fac un rush, risc foarte mult. Și dacă nu risc, nu câștig, nu-i așa? Așa că eu risc, mă bag în gura lupului și vreau ca lupul să mă lingă. N-are logică, am văzut, a, ești al meu, scuze, ți-am rupt capul, scuze. O să mă înjure în 3 secunde, 3, 2, 1, fumă. Nu m-am jurat. Este o îmbunătățire excepțional de mare. I-am dat cap și nu m-am jurat. Cred că e Crăciunul astăzi de nu m-am jurat asta când am dat cap. Sunt piață eu, veniți please. Hai mă să vin piață pe stel, că se dă șmecher, șmecher. Dar seama la hat! Unde era cu ești? N-am mai piață proastă. A tras ca un rahat pentru că trebuie să mă moare din secunda 2. Însă eu fiind skill-a v-am zis, ha ha, că e-s piață. Ce amuzant este Sneak. Doamne preot, puteți da premii pentru amuzament lui Sneak astăzi, anul ăsta de fapt. Pentru că merită, merită, se vede clar. Glume de grădiniță foarte inteligente. Are vârstă între 5 și 7 ani. Merită un premiu, vă rog. Doamne preot, doamne preot. Am uitat că sunt singur în casă. Dau două flash-uri. Mi le dau mie singur, foarte skillat pentru jocul ăsta. Cei de la Tero sunt în X1 deja. A rămas doar eu cu ASD care dă flash-uri mie. Deja pare greu să mai... Poate să vină și prin spate. Faza rea e că n-am ținut spatele. Faza bună că am făcut două fraguri. What the fuck? A dat prin cutia de rahat. Eram sigur că trebuie să înceapă cu idioțenile astea. Speedy, să te piși în cur. Nu știu de ce are o fantezie, dar el cu siguranță are o fantezie sexuală de a pișa oameni în cur. Probabil se crede cool cu asta sau ceva de genul. Însă pentru mine este decât o boală mentală. Adică să iubești să piși oameni în cur este o problemă medicală, bineînțeles. Mi-am luat AVP-ul. Eram sigur că mă va înjura că n-am ținut bine spatele. Peul, un frag, un frag, două fraguri. Două fraguri, vreau ace. Trei fraguri, ace-ul. E al meu astăzi. Ace-ul e al meu, doamne, prost sunt eu. Dădeam ace. Dacă nu se inventau flash-uri în Counter-Strike. Dar pentru că flash-urile au fost inventate, nu am dat ace. Puteam avea poate bulan și dădeam cu flash-ul luat. Dacă nu dai seama că AVP-ul înapoi, îți rup capul. Îl țin. O țin și eu pe maică, ta închisă în beci. Stai, dacă nu faci stanca 3 fraguri cu AVP-ul, jur că îi dau TK data viitoare. El spune că ține AVP-ul. Hai să-l vedem pe stanca cât de bine va ține acest AVP. Cu siguranță îl va ține în fund, pentru că pun pare că nu va face frag cu el. Wow, nu mai întâlnesc răceala asta o dată. Hai mă, sunt singur X2, ăia își dau TK, foarte inteligenți. Need backup în X1, ok. Vin eu, Speedro Gamer, cel mai bun jucător de Counter din istoria lumii, ok. Ăia sunt piață, îl ajut pe bossul ăsta, intru peste ea acum să fac fraguri. Fragul ultimul vreau să fie al meu, dar nimeni pe aici.
Nu-mi dați mie heuri, prostilor! Iată-i, doamne, ia-mă, doamne, stinge neam. Jucătorii mei îmi dau mie flash-uri și heuri. Se vede clar, au fost îndoctrinați în arta CS-ului. Ăsta de... Azi de, calmează-te. Sper că nu-ți pierzi că mă piși în cur, că văd că asta îți place să faci ție. Deci el merge pe stradă și întreabă oamenii. Bună ziua, domnule, așa face ASD ăsta. Bună ziua, el merge pe stradă, se întâlnește cu un om și spune: bună ziua, domnule, vă pot pișa în cur? Și bineînțeles, oamenii de obicei răspund cu răspunsuri precum da sau cât plătești ca să fac asta. Unul e la ușa aia, dar bineînțeles, ASD era prea ocupat să se pișe în cur, așa că pe mine nu m-a... de fapt, am uitat Nixunul. Și Laura este foarte badass. Nu pot spune ce a scris, dar cred că ați citit și voi. Dacă nu ați citit, înseamnă că aveți o deficiență mentală sau nu aveți ochi. Probabil varianta a doua. Îmi pare că nu aveți ochi. O să fac ceva în legătură cu asta. Data viitoare să fac un videoclip numai cu audio, în care îi înjur pe ăștia că mă moară. Iarăși și-a dat TK. Bă, dar și-a dat TK în continuu. Unul e în stânga și l-am omorât, fiind foarte skillat pentru jocul ăsta, am omorât. Ia prin spate. Aparențe 3 la 3. Poate am fac și eu două fraguri ca să rămân pe primul loc. Nimeni... Iau prin canal atunci. Ca pe șobolani. Ăla a primit ban pentru TK. Și suntem 5 contra 4. Intră Wiz. Probabil și-a pus numele de la Wizard ca să pară mai cool. Dar de fapt cu numele Wizard pare mai mult pedofil decât cool. Eu voi merge în X2, unde îmi place să stau, pentru că pe banana asta țin bine de obicei. Și oricum este o zonă foarte bună pentru counter. Stai mă, ăla e Tero. Eu găsesc că e cât și n-am tras în el de prost ce sunt. Wiz, întoarce-te la mine. Și dacă căutăm 3 în X2, nu știu. E clar, fiță și tupeu. Oh, ce bine am tras. Ei, în loc să țină și ei ca lumea X1, ei nu, ei merg la fraguri, merg pe pătrat. Ok, bomba pare a fi pe undeva pe la piață. O piață minunată. Și am luat încă o rundă, este 5 la 3. Echipa noastră pare a câștiga. Băi, nu ai radar. Dă armă. Nu. ASD e foarte badass. Scâzâlâ. Mâle. Îl bate grav. Din nou, aceste discuții foarte inteligente pe chatul nostru mă uimesc uneori, pentru că pur și simplu nu pot să-mi dau seama cât de inteligente pot fi aceste discuții. S-a apăs acolo. Mai avem decât 3 gloanțe. Prost sunt și eu, n-am încărcat deloc. Ăla s-a uitat acolo, s-a uitat. Sau chiar dacă nu s-a uitat. Hai să plecăm de aici dacă țineți voi locul ăsta. Iată, bă, dar ai mei sunt chiar bătuți în cap. Ai mei se bagă la fraguri. Vor să mă întreacă și ei la scor. Și în loc să țină ca lumea, nu. Ei se bagă la fraguri. Îl vedem pe ASD badass-ul. Trage puțin schizofrenic, trage prin pereți, se crede Maica Tereza sau Houdini. Crede că gloanțele trec prin acel perete, din nou trage prin perete, foarte inteligent. Acum n-a făcut niciun frag, va muri. Se vede clar, ASD este venit de pe planetă pe nume Marte, pentru că nu le are deloc CS-ul. Însă Laur, pe de altă parte, a făcut un frag bun din strafe și s-a oprit. Sanca a făcut celălalt frag. Deja încep să-mi pierd vocea. Nu știu dacă o să păstrez aceeași voce până la final videoclipului. Sper să o fac, dar s-ar putea să nu o fac. Mi-am luat și AVP. Voi ține X2. I lost. Mereu văd numele luat de game și îmi amintesc de joc. Voi ține AVP-ul. Voi ține X2-ul cu AVP. Voi ține AVP-ul cu X2. Dacă vor intra și pe aici. Opa! N-am cum. N-avea ce să fac, venea și din stânga și din față. Doamne, jucătorii mei foarte inteligenți
Nu puteau și să țină ca lumea. Iată-l pe Laur, cât de skillat. Și l-am laudat mai devreme. Îmi pare că l-am laudat. S-a încanat la flash-ul și a tras binișor. A tras de nota 8 pe scara de la 1 la 2000. Și am pierdut încă o rundă. Următoarea rundă mi-am luat Colt și vă promit că acest Colt o să fac 3 fraguri. 1 pe Laur, 2 pe... stai, pe cine? Pe tine, mă? Pe Sanca mai fac un frag. El sare de frică, ca o căpioară în călduri. Oh, sunt aici. Îi pot auzi pe scârbe cum galopează pe zona asta. Nu știu de ce am apăsat în halul ăsta, dar am apăsat foarte prost. A fost o proastă idee să apăs. The game, ești prost. Nu trebuie să mă mori. Nu îți dau voie. Ah, a venit și mi-n spate. ASD însă i-a luat pe ea cu mult bulan prin spate și i-a omorât pe amândoi. Acum a dat un hey, a dat două flash-uri, cred că le-a luat ăla. Nu, Snig nu ia flash-uri. Are ochelari de soare. Din 2FB. El n-a luat unul. Speedy, mai pune-te în cur și ai legitimație de PGL East X, paranteză deschisă, 2 puncte, Aront. E, pl, unde e răcoaie? Ha, ha. M-aș băga și în discuțiile acestea, dar cred că nu am nivelul intelectual destul de mare ca să fiu la același nivel cu ei. Așa că nu pot vorbi cu acești genii, acești genii. Se vede clar că nu sunt la fel de deștept ca ei. Nu pot vorbi cu aceste genii ale jocului, pentru că eu sunt doar un amărât de muritor care nu le are cu jocul. Și ei sunt, bineînțeles, sedan. Laur este sedan. Fițe și tupeu este dece. Și Sanca este wicked. Noob e X2. Nu, punct, punct. Acum va spune, ha, ți-am spus, FMM. Sau nu spune nimica. Ok. Mi-a distrus mie magia. Laur moare în 3 secunde. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, iată prostul. Ăla era sus. Ăsta a scris mâine cu semnul exclamării. Îi arăt ca două hiene în călduri. Nimic nou pe frontul de luptă. Au rămas în 4 iarăși. E clar, le este frică de mine, pentru că sunt pur și simplu prea skillat pentru acest amărât de joc. De ce dai smoke mid? Pentru că sunt prea șmecher. Ok, vor fi pătrat, cred. Dar nu mai mă bag primul. Exact ce spuneam de pe geleiști. Iată că a intrat Y, tot din tech shell. Cel care joacă acum aceste goși s-a lăsat de 1-6, nu este Y, este o făcătură. Ăsta este Y adevăratul din tag. Da. Aia sunt în X1, în piață, prostul meu unde flash. Iată și prin spate, mă. Doamne, Snick a stat pe shift, cred că tot timpul. Și aș lăsa el să facă un frag amărât. Doamne, cât de ratat să fi. Însă iar eu și fragul. Și acum este în continuare pe primul loc. Sanca moare în 5 secunde, 4 secunde, 3 secunde, 2 secunde, 1 secundă. Astăzi chiar nu sunt deloc Maica Tereza. Sanca a tras prin peretena lui. Wow, foarte inteligent. Unde gâtul mătii? A, nu. Unde gâtul amtii apeși, bă? Nu am radar. Din nou, jucători foarte inteligenți. Dar deja am vorbit prea mult despre ei. O să-i las în pace. O să-i las să facă ce vor ei. Eu voi juca de unul singur. Dau un hea așa. Dacă au dat rush, i-am prins pe contrapoziție. Dar n-au dat rush. Intru peste ăsta care este pe shift pe aici. Eram sigur, eram pur și simplu sigur. 100% sigur eram că e cu alea. Și de asta am și ieșit trăgând. Eram sigur că Snick este un frăgar prost care stă la cutii și face, ca să spun, ca să nu înjur, și se masturbează. Deci puteam să-mi bag mâna în foc că va fi în poziția aia.
Și chiar acolo a fost. Fițe și tupeu, vedem, scoate amortizorul care se fac auzit. Acum că a scos amortizorul, celălalt știe unde este. Și el este foarte fericit pentru asta, pentru că îi poate bate, deși celălalt știe unde este. Vine cu Sailor, a luat cap, mai are 3 HP, dar cu 3 HP cu siguranță va da Ace. Se vede clar, este mai skillat decât Sedan la VCG 2011. A murit pentru că a avut bulan și l-a omortat la. Scorul s-a făcut 6-7, însă eu, scopul meu în jocul ăsta nu este să-l omor, să câștig, ci este să-l omor pe Sneak în continuu, până va plânge în beci și nu se va mai juca ce se în viața lui. Poate mai dau și eu un Rush X2 anul ăsta. Hai că parcă am auzit pași pe aici prin pătrat. Două cape. Cât îmi place de ei când vin pătrat. Așa e frumos. Doamne, l-omor aș pe Y, dar am avut bulan negativ, adică atunci când ai ghinion. Și deși eu mă bat de unul singur ca Spartacus și ca la Termopile, proștii mei nu vin să mă ajute. Ei țin poziții și așa fraguri. Of, doamne, ce am făcut să merit echipa asta? Nu că eu aș juca foarte bine, dar totuși din punct de vedere tactic, cel puțin eu îmi fac treaba. Nu ca scârbele astea proaste, care, iată-i, iată-i pe idioți. Vai, ha, ha. Sau, ca să spun cum a scris el, două puncte, para. Iată-l pe Sanka, dacă nu l-o omora pe ăla, nebuneam. Este 7-7. Ultima rundă și ultima rundă în această prima parte a videoclipului. O să pun și partea a doua în aproximativ, eu știu, 5 ore, dacă e să calculez ca lumea. Însă eu și calculele, fapt eu și ublata videoclipurilor, nu prea le avem, nu suntem prieteni și mereu, deși spun că se încarcă în 3 ore, durează mai mult. Oh, nu mi-am luat, bă, dar prost sunt în jocul ăsta. Se vede că n-am așcat de mult timp. Am uitat să-mi cumpăr gloanțe. Oh, ia cia. Ei pot simți sângele cum curge prin vene. Sper să nu se uite în zona asta, că-i fut familia. Am decât un USP. Go, 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 bitch. Go, bitch, go. Se vor băga la fraguri și sper să fac măcar unul. N-aveam ce să fac. Și da, era ultima rundă. Aici se încheie prima parte. N-am jucat foarte bine pentru că n-am așa de mult CS. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Iar până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună.